Președintele Consiliului Județean Suceava a declarat că discuțiile pe care le-a avut cu cei de la Tarom au fost încurajatoare și speră ca zborurile care urmează să aibă loc de pe aeroportul Ștefan cel Mare Suceava să fie un succes pentru Tarom. Compania Tarom nu e într-o situație fericită. Eu am studiat și cifrele financiare, văd o rezolvare bună, o creștere importantă a activității, a exerciției financiar, nu mai suntem în situația în care să am pierde foarte multe ca în trecut și evident îmi doresc ca această cursă Suceava București și Retur să fie cu beneficii pentru Tarom, nu cu pierderi. Nechifor a mai completat spunând că programul zborurilor se va finaliza treptat, iar pentru Tarom asta va duce la indicatori financiari pozitivi. Vom alege probabil pentru că Tarom va comunica oficial tipul de plan de zbor pe Suceava și orarul clar. Vom alege pentru prima parte a colaborării cu Tarom un interval orar care să ne dea garanția că nu vor exista riscuri de anulare curse din motive meteo. Într-un știți foarte bine, programul european se referea la modernizarea pistei, suprafețelor de mișcare, balizaj și pregătirea terenului pentru ALS als fiind acel instrument sofisticat care dirigează avionul la sol atunci când e ceață. Acest ALS vine montat de Romața de pe 20 octombrie, încep lucrurile pentru montaj. Sperăm ca în scurt timp să fie montat ALS-ul la Suceava, să fie calibrat, zburat de către autoritate și în felul ăsta să fie integrat în cele patru standarde de zbor pe Suceava, GPS, la vedere, vor și ALS. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a mai adăugat că abia atunci aeroportul va fi funcțional. Totodată, Nechifor face un apel către parlamentarii care au susținut mereu că își doresc zboruri Suceava-București și retur. Vreau să fac și un apel, pentru că de-a lungul timpului am văzut foarte mulți parlamentari doritori să zboare. Sigur, acum pot să zboare, pentru că orarul gândit în colaborare cu Tarom presupune o utilizare facilă și pentru parlamentarii care merg la București, care vin de la București înapoi la Suceava și chiar le recomand să zboare cât mai des, pentru că așa au cerut. Și suntem în situația în care, după cum v-am spus, îmi doresc ca această rută să fie profitabilă, să putem demonstra că avem capacitatea internă pe Suceava, Botoșan, Cernuți, poate și Iași, poate și Neamți, să umplem un avion ATR-42 care are capacitatea de 38 de locuri, dacă nu greșesc, ba chiar mai mult dacă e nevoie, dacă sunt peste 40 de pasageri, să putem opera cu ATR-72 care poate uh, transporta 68 de persoane. Cătălin Echifor a mai menționat în cadrul unei conferințe de presă că parlamentarii ar trebui să zboare cât mai des, astfel încât ruta să fie una profitabilă. De asemenea, președintele Consiliului Județean Suceava a mai spus că are discuții cu companii low cost care doresc să opereze pe Suceava și o vor face din primăvara anului viitor.